melcul și-a stupat bine ochii cu ceară și-a pus capul în piept și privește fix în el. Deasupra lui e Cochilia, opera sa perfectă, de care e silă. În jurul Cochiliei e lumea, restul lumii, dispusă încolo și încoace, după anumite legi de care e silă. Și în centrul acestei sile universale se află el, melcul, de care e silă.